Rulo a aflat că săptămâna aceasta este ultima difuzare în format 3D a unui film cu supereroi. Toți prietenii lui au fost și au spus că trebuie să-l vadă pe ecran mare la cinema 3D, ca să surprindă toate efectele speciale. Singura dată de difuzare care a mai rămas este vineri seara. Părinții lui Rulo i-au promis că îl duc la film. Înainte însă, trebuie să treacă pe la biroul ținutului să plătească o taxă. Biroul este deschis doar vineri după masă. Ziua cu pricina a sosit. Rulo este foarte vesel că va merge la film. Se urcă toți în mașină și pornesc la drum. Când mai aveau puțin până la biroul ținutului, mașina intră cu roata din față într-o groapă. Au pană. Tatăl lui Rulo schimbă roata mașinii. Mai merg puțin și intră iar cu roata într-o groapă. Nu mai fac pană, dar durează până pleacă din nou la drum. Ajung la biroul ținutului unde trebuie să plătească această taxă. Acolo, o coadă uriașă. Stau mai multe ore. După ce plătesc taxa, pleacă spre cinematograf. Numai că filmul e pe sfârșit. Rulo nu mai apucă să vadă filmul mult așteptat. Se pare că cei care se ocupă de administrarea ținutului nu au făcut o treabă foarte bună. Drumurile sunt stricate, iar sistemul de plată pentru taxe este foarte dificil. Biroul este deschis doar vinerea, după masa, și toată lumea trebuie să stea la cozi foarte mari. Locuitorii ținutului distracției au dreptul la o administrație eficientă și corectă. Dacă drumurile ar fi fost bune și cozile la birou scurte, credeți că Rulo ar fi văzut filmul la cinematograf? Ce credeți că ar mai putea fi îmbunătățit în ținut?